Bună și bine te-am regăsit! Astăzi o să scriem împreună litera X mic de mână și cuvântul xilofon. Eu sunt Oana Oana și îți doresc să petrești timp frumos alături de mine. Vreau să-ți arăt din ce elemente grafice este formată litera X. Am folosit diferite culori ca să le observi mai ușor. Avem un semioval cu deschidere spre partea stângă, cu roșu, un semioval cu deschidere spre partea dreaptă, cu albastru, și o linie orizontală la mijloc, care le leagă. Acum, voi uni aceste elemente grafice formând astfel litera X, ca apoi să scriem cuvântul xilofon. Știi ce este un xilofon? Privește imaginea. Xilofonul este un instrument muzical de percuție care este alcătuit din câteva plăci de lemn colorate, așa cum le vezi, care vibrează și emit sunete când sunt lovite cu niște ciocănele de lemn, de sticlă sau de metal. Vreau acum să mă urmărești cu atenție, pentru că voi uni cele trei elemente grafice ca tu să vezi cum se poate scrie litera X. Am semiovalul cu deschidere spre partea stângă, ridic stiloul, am încă un semioval cu deschidere spre partea dreaptă și linia orizontală. Aceasta este litera X. Te rog acum să mă mai urmărești odată. Semiovalul, partea stângă, încă un semioval în partea dreaptă și lunesc la mijloc. Cuvântul xilofon trebuie să-l despărțim în silabe. Xilofon. Este foarte important faptul că litera X se aude în această situație cu două sunete. C, S. Xilofon. Însă eu îl voi scrie X. Avem semiovalul în partea stângă, semiovalul în partea dreaptă, liniuța, xi, i, lo, avem sunetele l și o, xi, lo, și ultima silabă, fon, care este formată din trei sunete. F, O, N. Xilofon. Punctul. Acum te rog să exersezi și tu scrierea literei X. Apoi să scrii cuvântul xilofon și să desenezi acest instrument muzical. Îți doresc spor la lucru!